Arsenal o primește pe Huddersfield într-un meci ce pare extrem de accesibil pentru formația gazdă. Cele 3 puncte sunt cam de la sine înțelese, asta având în vedere că Arsenal are vreo 12 meciuri consecutive câștigate pe teren propriu în campionat, dacă mi-aduc bine aminte, în vreme ce Huddersfield, iată, mari probleme în deplasare, fără victorie, înfrângere în ultimele 3 etape și mai mult de atât, înfrângere la 0 în deplasări. Dar Huddersfield este în același timp o echipă care știe să se apere bine în meciurile cu formațiile mari. United a avut mari probleme, e adevărat, ambele părți, și United și City, pentru că la ele mă voi referi. La partida cu City eu n-aș face referință, Sabine, și spun de ce a fost acel pauză final care mie Da, nu mi-a plăcut deloc. ok, din nou City în centrul atenției noastre. Variantele, totuși considerăm că Huddersfield... E clar, tactica lor va fi înclinată spre o defensivă bine, bine organizată contra unui Arsenal care în deplasarea de la Burnley din ultima etapă, deși a dominat, deși a stat în careul advers, a arătat că nu are câteodată un om foarte, foarte bun și foarte inspirat la finalizare. Noi pariem 1 și sub 3,5 goluri, cota 2 și 10, sau gazdele să beneficieze de primul corner în meci la o cotă de 1,44, cred că este un pariu foarte bun. Bournemouth cu Burnley, uite că am ajuns la Burnley, oaspeții peste 3,5 cornere. Cred că va fi un meci clasic pentru Premier League, între două echipe apropiate valoric, pe contre, dar cu puține realizări ofensive, niciuna dintre ele nu se evidențiază în mod deosebit la acest capitol, dar vor fi acele faze de poartă care vor genera cornere. Burnley pare echipa ceva mai, nu știu, mai mobilizată în acest moment al sezonului. Stoke cu Liverpool, gol în ambele reprize și X12, 2,5 goluri, cote de 1,50 și 1,82. Liverpool traversează o perioadă destul de bună, remiza cu Chelsea se Da, încadrează. eu zic că mai mult decât atât, Liverpool chiar e într-o formă nemaipomenită Da. în momentul de față, cel puțin din punct de vedere ofensiv, dar și-a mai reglat defensiv câteva dintre problemele pe care le avea. Și dacă în derbiul cu Chelsea din ultima etapă a făcut doar un egal, totuși Liverpool a fost vioara întâi. A fost vioara întâi și a fost egalată târziu. Și să reținem faptul că Mane și Firmino nu au jucat din primul minut Exact, cu Chelsea. Menajați, Da. Firmino n-a jucat deloc. Firmino nu a jucat deloc, Și da. nici nu știu, ba da, parcă a intrat pe final. Sadio Mane, a intrat pe final. A intrat. Cei trei, Salah, Mane și Firmino, sunt anunțați titulari la Stoke. Cred că va fi deranj mare în defensivă. Altfel, formă absolut minunată a lui Salah în momentul de față. Da, dar să știi că nu-l va ține mult, în opinia mea. Tot Mane rămâne omul de bază acolo, doar să fie ferit de accidentări, pentru că să fie Mane și mai bun decât el și e nemaipomenit. Oricum, exact. Stoke s-a mulțumit cu puțin în deplasarea de la Crystal Palace, a condus cu 1-0, s-a văzut egalată și în final, în ultimele minute ale partidei, chiar învinsă. Iată, așadar, motive pentru a paria pe Liverpool, aș spune eu, Liverpool net favorită în această partidă, după părerea mea, dar evident și pariul pe care l-ai propus, X2 peste 1, peste 2,5 sau X2 și peste 1,5 pentru o cotă mai mititică. Everton, West Ham, Everton în continuare fără antrenor. Da, are lot. Trebuie să-și găsească și un antrenor bun, pentru că Everton nu este echipă de locul 17 pe care îl ocupă acum. Nici West Ham nu este echipă de locul 18, dar acolo problemele s-au acutizat de undeva de prin startul stagiunii anterioare, lucrurile au început să o ia din ce în ce mai rău. Eu cred că vor fi goluri pe Goodison Park. Personal nu cred că Everton va pierde toate cele 3 puncte. Cum spuneam, nici West Ham nu este într-o perioadă bună. Pariul nostru 1x și peste 1,5 goluri, cota 1,75 și un 1-1. Uite, un nou rezultat negativ al lui Everton ne-ar ajuta în această partidă. Ajungem la Chelsea cu Swansea, 2-0 scor corect oricând în meci, la o cotă de 1,66, unul dintre pariurile preferate ale redacției noastre, și gazdele sub 7,5 cornere, cota 1,60. E cam sus linia totuși Chelsea, nu este o formație care să bifeze foarte, foarte multe cornere pe meci, din simplu motiv că știe să se apropie foarte perpendicular pe poartă, nu are nevoie de alte faze. Swansea, un stil de joc ce îi rupe pe cei doi atacanți, Ayew și Boni, doi atacanți, doar numele a mai rămas de ei, îi rupe de linia de mijloc și din această cauză Swansea marchează foarte puțin. E Renato Sanchez acolo, dar
jucătorul s-a stins imediat după Euro 2016, când a și bifat acel transfer de răsunet la Bayern. Manchester City sau Southampton 1 cu handicap minus 1,5, cota 1,56. Emoțiile trăite de Huddersfield l-au trezit probabil pe Guardiola, în sensul că nu orice meci se termină cu 7-2 sau 4-0. N-aș fi așa de sigur în privința asta, pentru că aici vorbim de un vulpoi, de un mare, mare vulpoi. Îl apreciez extraordinar de mult ca antrenor, ca tehnician, însă să nu uităm totuși că de el ne-am îndoit extrem de des de-a lungul timpului. Exact. Iar pentru City cu Southampton, dacă vrei, pentru că Southampton este o echipă foarte bine, probabil este echipa cel mai bine organizată, raportat și la valoarea lotului, din cea mai bine organizată echipă din Premier League. Practic joacă ce știa mai bine. Eu cred că în City cu Southampton scorul final va fi 2-0. Atenție, nu cred că e un meci de riscat pe foarte, foarte multe goluri. Ok, poate un 3-0, dar pe acolo să nu ne așteptăm la un dezastru pentru Sfinți, pentru că nu e echipă care să fie doborâtă, să fie făcută pilastră. Oricum, City va trebui încet încet să-și revină la forma ei, pe cea pe care o poate atinge, pentru că altfel riscă, complăcându-se în situații de genul ăsta, să înceapă să aibă mici probleme. Eu cred că la un moment dat va apăsa și pe pedala de accelerație. Mă rog, vom vedea ce se întâmplă. Trecem mai departe și mergem în campionatul Franței, Sabine.